Cuvântul domnului care s-a citit în această dimineață de către fratele Marius vorbește despre un moment în care în istoria poporului Dumnezeu Dumnezeu s-a mâniat. Credeți că Dumnezeul acesta pe care noi îl cunoaștem, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu iubire, poate să aibă din când în când momente ca să se mânie și să reacționeze cum n-am vrea să se poarte cu noi. Credeți asta? Istoria este plină de momente de felul acesta când Dumnezeu a reacționat în termenii noștri omenești cu mânie. M-am uitat la cuvântul acesta pe care l-a citit fratele Marius și mi-am pus întrebarea oare de ce s-a mâniat Dumnezeu? Oare de ce s-ar putea Dumnezeu să se mânie pe noi? Ei vreau să vă spun că nu întotdeauna când noi avem impresia că Dumnezeu e mânios pe noi, chiar e mânios pe noi. Am fost recent undeva și am stat de vorbă cu o persoană foarte bolnavă și a zis, oare de ce s-a supărat Dumnezeu pe mine? Nu înseamnă că boala respectivă este un semnal că Dumnezeu s-a mâniat sau Dumnezeu este supărat. Ei, dar în textul acesta, dragii mei, de ce oare s-a mâniat Dumnezeu? Aveți un răspuns. Este aici o expresie care l-a supărat tare pe Dumnezeu. Știți care este expresia aceasta? Ne merge rău. Sunteți aici oameni care vreodată în viață să fi zis, ne merge rău. Frați și surori, sau prieteni dacă sunteți aici. Ne merge rău. Știți de ce s-a supărat Dumnezeu așa de tare când oamenii aceștia au spus, ne merge rău. Pentru că oamenii aceștia erau luați sub aripile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scos din Egipt și a zis, pe drumul ăsta vă por de grijă. Și vreau să vă întreb, este credincios Dumnezeu să-și țină promisiunea? Dacă a zis că poartă de grijă, să poarte de grijă. Credeți în lucrul acesta. Și când ești sub aripile astea ale lui Dumnezeu, în fața promisiunii că Dumnezeu îți poartă de grijă, tu să zici, îmi merge rău. Și Dumnezeu s-a supărat. Am să și m-am uitat la cuvântul ăsta și am zis, oare de ce au zis ei că le merge rău? Și de ce? Cel puțin trei lucruri sunt aici care au detenat pe, ei să zic că le merge rău. Primul dintre ele a fost că nu aveau tot ce și-ar fi dorit să aibă. Și ascultați-mă, niciunul din lumea asta, niciunul dintre dumneavoastră, nu avem tot ce ne-am dorit să avem. Nu? Că se nasc dorințe uneori să avem ceea ce nu avem. Și întrebarea este de unde se nasc dorințele acestea? De foarte multe ori se nasc din, din, ceea ce vedem în jurul nostru. Se nasc din firea noastră pământească. Știți că a făcut, a creat Dumnezeu, l-a creat pe Adam, a creat-o pe Edva, a făcut un loc special pentru ei. Și a zis, aici sunt, sunt aici copaci ăștia, pomi mulți, puteți să mâncați? După plăcere. Era un neden raiul lui Dumnezeu. Și tot naveau tot ce și-ar fi dorit să aibă. Că au zis, dar de ce nu putem și din pomul ăsta cunoștințe bine lui și răului? Pentru că treceau pe acolo și vedeau că e frumos la privit, e de dorit să deschidă cuiva mintea. Deci oamenii aceștia au considerat că le merge rău pentru că n-aveau tot ce și-ar fi dorit. Dar vreau să vă întreb, dragii mei, aveau ce le trebuie. Aveau să nu aveau Că dacă, dacă Dumnezeu te-a luat sub ocrotirea lui, dacă Dumnezeu s-a angajat să-ți poarte de grijă, a că n-ai tot ce au alții, dar ai ce-ți trebuie. Și asta trebuie, dragii mei, să fie motiv de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Al doilea motiv pentru care oamenii aceștia ziceau că le merge rău era pentru că oamenii aceștia ziceau, n-avem ce am avut altă dată. Viața noastră nu e lineară. Nu fiecare zi la fel. Sunt în viață perioade când urcăm. Și sunteți aici oameni care sunteți în urcare din punct de vedere al vieții astea. Dar, dar ascultați-mă, recunoașteți că sunt perioade în viață în care coborâm. Din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al, al câștigului al confortului. Și dragii mei, oamenii aceștia ziceau ne aducem aminte ce aveam altădată. Și pral, și usturoi, și nu știu ce mai... Aveam, nu avem acum. Și oamenii aceștia ziceau ne merge rău că nu avem ce aveam altădată. Dragii mei, dar iau, vă, iar vă pun întrebarea. Aveau oamenii aceștia ce le trebuie? Chiar dacă nu aveau altădată dar ziceau, le merge rău. Dar frații mei, Dumnezeu nu ne-a promis niciodată că vom avea întotdeauna la fel, că vom avea totdeauna ceea ce ne-am dorit. Dumnezeu ne-a promis că ne poartă de grijă, slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeul acesta este credincios. Nu o să am cât am avut poate altă dată, Poate mai puțin, dar suficient. S-ar putea să am mai mult ca altă dată. Că așa vrea Dumnezeu. Dar niciodată nu o să am tot ce mi-aș dori. Și ar trebui să stau înaintea lui Dumnezeu, de ce mai mulțumitor că îmi dă suficient. Știți, Dumnezeu a zis într-o zi lui, lui Ilie, du-te la pârâul Cherit. Stai lângă pârâul Cherit, o să bei apă din pârâu. Nu dintr-o fântână, nu de la robinet. Și o să mănânci și o să-ți aducă corbi dimineața și seara n Ilie ce a avut altă dată în vremurile bune. n poate tot ce și-ar fi dorit să aibă. Dar vreau să vă întreb. Avea Ilie tot ce avea necesar, tot ce-i trebuia. Avea apă din părâu și ce aduceau corbii dimineața și seara. Că veneau de la Dumnezeu din cer care s-a angajat să poarte de grijă. S-a terminat apa din părâu. Și s-a dus că l-a trimis Dumnezeu la Sarepta și a zis, am poruncit unei văduve să te hrănească. Și văduva era la marginea satului, culegea vreascuri să facă ultima turtă. Și a zis, îl un par cu apă. Și a zis femeia, s-a dus femeia să aducă, a făcut câțiva pași să aducă apă și a zis, în timp ce mergea, a zis, adă și puțină pâine. Și a zis femeia, vă este domnul că n-am nimic tot. Strâng vreascuri, fac ultima turtă, mănânc pentru, mănânc eu și fiul meu și murim. Și a zis așa, du-te și fă cum ai zis, ultima turtă adă mie mai întâi. Că așa vorbește Domnul, făina nu se împuținează, uleiul se termină până când de Domnul ploaie pe fața pământului. Adică o să ai suficient. Nu ca altă dată. Nu ce ți-ai dori. Dar o să ai suficient. Și vreau să vă întreb, dragii a avut femeia asta suficient? N-a murit. Ca a purtat Dumnezeu de grijă. A avut -i e suficient. Sigur. Al treia motiv pentru care oamenii aceștia ziceau că le merge rău era pentru faptul că s-au plictisit de ceea ce au. Vreau altceva. Ascultați! Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Vreau să vă întreb, dragii mei, de unde era mana asta? De la Dumnezeu din cer. În Noul Testament, dragii mei, când Domnul are o, o discuție cu, cu iudeii în Ioan, capitolul 6, ziceau iudeii, părinții noștri au mâncat pâine din cer, mană din cer. Dumnezeu primoi se-a dat mană din cer. Dragii mei, și tu să ai în fața ta cât îți trebuie. Să ieși în fiecare dimineață să strângi cât îți trebuie. Și în fiecare dimineață Dumnezeu să-ți dea, dacă vreți, pâinea de fiecare zi, de care ai nevoie. Și tu să zici, într-altă parte, ni s-a scârbit sufletul, de ce ne dă Dumnezeu? Ne merge rău. Deci, mai aș vrea să ne evaluăm fiecare dintre noi viața și când ne vine să zicem ne merge rău, trebuie să ne întrebăm de ce zicem că ne merge rău. N-avem tot ce ne-am dorit? N-avem ce am avut altă dată. N-avem ce au alții? Ne-am plictisit cu ce avem și vrem mai mult decât avem? Dragii mei, gândiți-vă bine și cu asta vreau să închei. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și credeți că Dumnezeu ne-a luat sub aripa Lui ca să ne meargă rău? Dar când spunem ne merge rău, facem, dragii mei, după evaluarea noastră, omenească, lumească, dacă vreți, nu după ceea ce zice Dumnezeu din cer. Dumnezeu ne poartă de grijă și ne dă suficient, dragii mei, pentru viața aceasta. Chiar dacă nu-i ceea ce ne-am dorit sau nu-i ceea ce am avut altădată. Vă mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze și să știți că atunci când zicem ne merge rău, s-ar putea Dumnezeu să se supere tare pentru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și Tatăl nostru din cer s-a angajat să poarte de grijă, să fie Tatăl care are grijă de toate nevoile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin!